Bine ați venit pe canalul nostru! Înainte de a începe acest videoclip, nu uita de a te abona la acest canal și de a da un like pentru a ne susține. Abonarea este gratuită! Vă dorim vizionare plăcută! Sankar este tentat să-l pedepsească pe Akin, însă în cele din urmă îl prede autorităților. El inițiază cercetări pentru a afla cine i-a sedat fetița, Melek fiind la un pas de a fi ucisă din cauza somniferelor primite. Deși Nare și Melek urmează să părăsească Mugla, amândouă simt deja dorul de Sancar, realizând că nu îl vor mai vedea odată ce se vor stabili în Elveția. Gândul la despărțirea de persoanele pe care le iubește cel mai mult, Melec și Nare, îl face pe Sancar să suspine. Pe de altă parte, Nare nu suportă ideea că Sancar va avea încă un copil cu Menexe și vrea să fie cât mai departe, cu fica ei. Pentru a suferi mai puțin din cauza faptului că ei trei nu au putut forma o familie. În mod surprinzător, mama lui Sancar vine în fața frumoasei Nare pentru a-și cere iertare pentru toate greșelile din trecut. Nare este impresionată. Cum va reacționa Sancar când va afla că Menexe este cea care a încercat să-i ucidă fica? Vor părăsi Nare și Menexe pe Sancar pentru a trăi departe de locul care le-a oferit atâta suferință?